Arhiva cheltuielilor PSD, avionul privat cu care Liviu Dragnea și Irina S. au dus în Maldive, S. au stabilit în subvenția de stat avioanele private cu care Dragnea S. a întors din Estonia și a mers în Israel, costuri plătite de Parlament și PSD. Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, iubita ei la acea vreme, Irina Tanase și prietena școlii generale, Sânziana Mădălina Hristache, ar fi părăsit Maldive, prin Sofia, în ianuarie 2019, cu un avion privat plătit de lei grec subvenție. Primit de PSD al statului, este prezentat în dosar cu acordul de a recunoaște defectul încheiat de fostul trezorier PSD Mircea Dragici cu procurorii ADN. Fostul lider al PSD Să ar fi întors, împreună cu Călin Popescu Taricianu și Gabriel Vlasea unei vizite din Estonia, în aprilie 2018, cu un avion privat plătit de PSD al subvenției de stat, deși aveau bilete de lingerie plătite de Parlament. A doua zi, Dragnea ar fi plecat cu consilierul său, Paul Ionescu, vizitând Israelul cu un avion privat plătit de PSD al subvenției de stat, deși transportul a fost plătit de Camera Deputaților. În schimb, PSD ar fi rezolvat sumele umflate, sunt afișate documentele ADN. Dosarul este situat în curtea din București și a fost consultat de G4 Media, Roșii TVR News, bazat pe legea 544-2001. La 29 iunie 2022, fostul trezorier PSD Mircea Drăghici a recunoscut faptele de concediere și însușire necorespunzătoare, a semnat un acord pentru a recunoaște vina cu procurorii ADN și a acceptat o pedeapsă de 6 ani de detenție. Drăghici este deja în închisoare ca urmare a pedepsei la 5 ani de închisoare într-un prim dosar cu privire la cheltuielile făcute de subvenția primită de PSD a statului. Acordul de recunoaștere din cel de al doilea dosar a fost trimis la tabelul unui judecător pentru confirmare. A avut un termen limită la 22 iulie 2022 și a avut decizia din 26 iulie 2022. PSD a fost constituită o parte civilă, prin semnătura actualului lider, Marcel Ciolacu, și secretarul general, Paul Stanescu. PSD solicită recuperarea sumei de 710.018.94 lei, banii cheltuiți ilegal de fostul trezorier al Dragonului de timp al contului de subvenție de stat și un alt cont PSD. În documentele de fișier cu acordul Drăghici există informații despre un alt fișier, al treilea, care funcționează în ADN. Conform unor surse judiciare, acest al treilea dosar se referă, mai întâi, Liviu Dragnea. Fostul lider PSD nu a putut fi contactat, dar după publicarea acestui articol pe care îl dorește.